ca să nu ne mai gândim la ororile care se desfășoară la câteva sute de kilometri de noi, haideți să vorbim astăzi despre ceasuri. Voi începe cu acest ceas, care este un DW5600MW, un ceas alb, foarte frumos, foarte curățel, foarte prietenos, pe care îl putem purta în ziua victoriei, când nenorocitele de trupe ruse vor fi împinse acolo de unde au venit. Următorul ceas este un GW M5610U. Cel mai bun ceas pentru război, rezistă la tot, face tot. Când încep să tragă, când vin tanchete pe stradă, când avioanele aruncă bombe, acesta este ceasul pe care vi-l recomand. Este un ceas pe care l-am setat pe limba italiană ca să scrie ziua de joi G, adică giovedì, ca să mă distrez. Iată, acum nu mă mai gândesc la orori și la gropi comune pentru că văd G pe ceasul meu și mi-aduc aminte că astăzi este giovedì. Este un ceas solar, își ia energia de la soare, este un ceas care este legat de turnurile radio care transmit ora exactă prin Europa, sunt două, unul în Anglia și altul în Germania, este legat de cel din Germania și are o deviație de o secundă pe lună dacă nu se conectează la aceste turnuri. Este, cu alte cuvinte, ceasul perfect și îmi place atât de mult. Nu prea îmi place cum strălucește în întuneric, mi se pare de prost gust, dar dacă vine războiul și iei ceasul ăsta, contează doar să vezi, nu contează ce culoare are. Acest ceas este un GA2100. Aici sus unde scrie G-Shock și jos unde scrie Protection, am vrut să-l acopăr cu niște carioca, dar acum s-a șters carioca și n-am rezolvat-o prea bine, dar este un ceas extrem de plăcut ochiului, pe care îl port când vreau să mă simt puternic, când am nevoie de un plus de forță, când vreau să impresionez profund oamenii cu puterea mea. Port acest ceas. Acest ceas este un este un ceas, tot așa ca primul pe care vi l-am arătat, care merită purtat doar pe căldură și doar pe soare. Este un ceas vesel, bucuros. Acest ceas se poartă tot de ziua victoriei după ce se retrag hoardele barbare. Cu ceasul acesta dorm. Este un AE1200. Este numit cu afecțiune Casio Royal, pentru că seamănă cu un ceas Seiko care a fost purtat de James Bond într-unul din filmele cu James Bond. Îl port noaptea când dorm pentru că îmi place lumina lui. Vedeți ce frumoasă e aia, de-a mea pe calie. Așa de mult îmi place când văd lumina asta noaptea, aia îmi place. Nu-l recomand pentru război, pentru că nu vezi bine ziua săptămânii. Măcar are baterie 10 ani. Acest ceas este cel mai comod ceas pe care l-am. Și tot așa zice giovedì, că azi e joi. E foarte simpatic. Când văd giovedì atât de tare râd, mai ales că cureaua este foarte, foarte comodă. Cea mai comodă curea. Ceasul ăsta nu e foarte precis. Deși poate să-și ajusteze singur ora, o face greu. Și când nu-și ajustează ora, pierde în jur de 7 secunde pe lună. La război, 7 secunde contează. Mai am încă un ceas sau două pe undeva, dar nu le mai găsesc. Iată ce am avut să vă comunic astăzi, mă duc să mă uit în continuare la știri. Veniți să-mi luați ceasurile rușilor, chiar vă rog. Ce poate să se întâmple?